învățământului. Eu am pornit înregistrarea și vă rog să ne spuneți cum vă numiți și ce supărare aveți pe școală. Da. Nu tocmai pe școală, că școala, mă rog, nu poate, poate și o vină oarecare, dar Ministerul Sănătății, Ministerul Educației. Astăzi copilul meu mi-a spus, mama, am uitat cărțulia care trebuia să o aduc, dar eu am văzut prindelete pe site-ul care noi părinții, mă rog, discutăm despre una, despre alta, precum că cartea de știință va fi retrasă. Din motivul că este toxic. Da? Din Și m-am clasa a doua. chiar, da, chiar m-am revoltat că unde s-a uitat până acum și am scris, ați văzut când v-am trimis, am scris acolo că sub formă de mulțumire sau sub în ghilimele Ministerului Educației, deci până acum nu au fost retrase. Dacă de la bun început au fost atâtea editate și poate chiar și ei au știut că sunt toxici. Înțelegeți? Și le-ați lăsat un autograf pentru Ministerul Da, Educației, dacă chiar cartea oricum așa. merge la topit, probabil, Nici dacă e toxic. n-am mers din cauza că spun soțul spre el revoltat ca să merg la serviciu. Vedeți? Poate și noi de obicei cumpărăm, da, manuale. Dar astea au fost date de la școală. Au fost adăugătoare. Sunt manuale care primim de la școală, sunt manuale care cumpărăm. Părinții se implică și cumpără. Deci autograf pentru Ministerul Educației de la părintele elevului clasa a doua, Bielei Viorica, așa Bil? vă numesc dumneavoastră. Da. Unde dracu v-au fost ochii și mințile atunci când ați editat această carte? Ea probabil la tipografie a fost făcut toxică, nu la editură. Păi Probabil da. f-a folosit cerneală greșită. Nu cred că e exprimare metaforică. Nu cred că ei se referă la conținutul manualului de știință. Sau poate a intervenit biserica și a zis că, băi, e toxic să vorbiți despre știință când tot e făcut de bojica sau ceva de felul ăsta. Da. Vedeți că eu am discutat și cu unii părinți chiar acum mai dimineață și mă întreabă ce greșeală ai găsit, ortografică. Eu n-am găsit greșeală că, mă rog, n-am găsit că nu m-am implicat așa de mult. Dar de ce au fost toxic și ei singuri sau ei s-au dat de gol? Puteau spune, au fost retrase și gata, înțelegeți? Dar ei singuri au spus că au fost toxici. Dar celelalte cărți, ce spun ele? Poate și Prea acelea sunt spune. periculoase, da? Toți ceilalți sunt periculoase. Copiii sunt într-o situație care, când stau, știți, toată ziua la școală. Practic, toată ziua chiar stau la școală. Cartea în mână e dezgustător și e jalnic. Ne otrăvesc, eu zic așa. Și sus avioanele ne otrăvesc, ministerul. Ecologia, nu ministerul, ecologia tot nu trage atenția. Nu, dar Mâncăm nu poate fi o miliarde. răfuială între edituri, o concurență neloială și de asta ca să bage alt manual, îl scoți pe ăsta cu pretextul că e toxic. Chiar ați crezut pe explicația asta că otrăvitor manualul? Poate eu nu sunt așa un om care se implică în toate chestiile astea, dar m-a durut faptul că ca o mamă, știți cum? De la școală să iei să-mi... Și apoi, uite, de unde copiii se îmbolnăvesc. Dar mai aveați niște nemulțumiri despre educație, Da. despre... Da, treaba Înțeles că cu cam validare. toți părinții sunt deranjați că copiii au dedus prea multe și prea grele manuale la școală și ghiozdanul tot timpul cântărește 10-15 kg și asta poate să distrugă coloana ținută a copilului. Nu și asta e, dar informația niciodată nu va fi negativă asupra copilului. Dacă îi dă informații mai multe, eu nu am fost niciodată Dar împotrivă. dacă ghiozdanul e greu, nu e așa că Dacă e periculos? greu sunt învățătorii care noi în prima clasă am lăsat unele cărți la școală. Nu chiar m-am revoltat așa de tare. Sunt părinți care da, că prea mult le dă copilul acasă.
Nu, informația e binevenită oricând, știți cum, dacă știi mai mult, înseamnă copilul se dezvoltă mai bine. La tema asta nu am întrebări. Dar 50 de lei ziceau că a strâns pentru... Da, eu zic, îi arăt copiilor, știți cum, diferite videouri și spun că, uite, în școlile europene, acolo era așa un mesaj, școlii europene interzic Wi-Fi-ul în școli. Dar copila mai mare, care deja e la universitate, îmi zice, dar și tu ai dat 50 de lei pentru ce așa te indigni de tare, că ai dat 50 de lei pentru un Wi-Fi care să fie în școală. Eu nu am fost pus la cunoștință că 50 de lei aștia sunt pentru Wi-Fi. Eu sunt împotriva, știți foarte bine că e dăunător copiilor, orice acțiune asupra creierului e dăunător. Și asta tot m-a Vă indignat, referiți da. la undele astea pe care le emite modemul, Da. routerul, sau vă referiți la faptul că copilul e ocupat cu ceva pe internet și nu e atent la ore? Și asta că Și una și eu, alta. da, și una și alta. Copilul, știți cum, nu-i poți interzice, nu poți Dar e ciudat dacă pune... s-a dat internet în școală să ajungă să plătească părinții pentru asta și încă 50 de lei de fiecare. Oare la ce sumă iese împreună de la toată clasa și de la toată școala pentru așa serviciu? Noi suntem cum îi zice, ne menține guvernul, da? Suntem instituții de stat. Mai ales că în Ar clasa a trebui. doua copilul obligatoriu se duce la școală, deci tot învățământul trebuie să fie gratuit până în clasa a opta, a noua. Învățământul e gratuit dacă e obligatoriu. Păi de asta eu și sunt o mamă neagră între cele albe sau nu știu cum, sau albă între cele negre. Întotdeauna mă revolt și la mita, să zicem așa, că chiar e mită, când copilul, fondația, chiar mai zilele trecute am fost pusă la cunoștință de comitetul părintesc, că sunt datoare pe anul ăsta cu suma, nu mi-au spus suma care, dar 50 de lei, știți, doamnă, că anul trecut ați dat și v-ați scălit, dar anul ăsta care e motivul că nu dați? Eu anul trecut am dat, fiindcă unii părinți, mă rog, eu nu dau, de obicei nu prea dau, eu îi ajut. Știți cum, sunt mama trei copii și știți, copilul meu roade un colț, murdărește o bancă sau strică ceva, nu intenționat. Și merg și fac de obicei, dau cu vopsea, da? Ajut școala. Voluntariat, da, muncă Da, neremunerată. chiar nu e pasivă, am vrut să zic pasivă, dar nu e pasivă. Cu munca, știți cum? Mit, categoric sunt împotrivă. Anul ăsta eu zic, eu mă voi gândi. Nu Mai i-am ales că spus că... miniștrii de ultimii 10 ani spun de fiecare dată că fondul clasei, fondul școlii, fondul grupei, toate sunt ilegale și la grădiniță, și la școală, și la colegiu. Și continuă să adune, Da, până o trezească cineva cu dosar penal. vreau să ajung și la urechile părinților, că totul pornește de la sine. Dacă noi o să cerem, noi până o să cerem, până o să ne dea, înseamnă că n-ați cerut. Eu unii merg, deschid ușa și îmi fac propunerea, îmi fac, adică, întrebarea Părerea, și îmi... atitudinea, da? Da, îmi pun părerea și până nu ies de acolo până nu satisfăcut eu. Dar înseamnă că ei nu... Mă rog, fiecare părinte depinde de dânsul. Vrea să copilul să participe. Eu învăț copilul așa, să nu dă imită, să nu furi, să nu minciunească, corect, să nu facă dezordine. Da, pentru că asta e cel mai grav în fenomenul fondului clasei și a mitei în școală. Că se învață copiii cu modelul ăsta greșit, ilegal, din care nu o să ieșim niciodată dacă suntem nu doar toleranți, dar și activi în darea de mită. Cel care dă mită din grădiniță, din școală, după aceea o să ajungă să ia mită, că o să ajungă într-o funcție mare și o să vrea să fie întreținut. Și o să ceară Trăiește el fondul clasei, fondul grupei. așa toată viața. Exact. Deci dacă nu-l oprim din școală, din grădiniță, nu o să-l putem opri niciodată fenomenul corupției. Da. Și eu am menționat, dacă copilul meu o să fie cumva redus de la atenția profesorului sau chiar Discriminat. să...
să fie cum Marginalizat, exclus, da. într-un fel, eu sunt mama care nu tolerează situația asta. Foarte bine, mă bucur să aud, sper să fiți cât mai mulți părinți de felul ăsta. Poate aveți timp să intrați și în grupul Părinților Solidari, este un grup pe Facebook, să vă inspirați de la alți părinți, alte mămici, alți tătici care tot așa luptă cel mai des cu fenomenul corupției. Păi în asta și ne rotim și spune întrebarea de ce trăim așa de greu și așa de rău, fiindcă tot începe de la sine. Unii părinți nu știu de ce vor să se lingușească pe lângă profesori, pe lângă administrație. Speră că dacă o scrieți astfel o bulă de bani în jurul copilului său, acel o să aibă rezultate mai bune. Dar cel mai des, notele pe care le ia copilul cel întreținut așa cu bani sunt note false, de fațadă. Nu reflectă cunoștințele și aptitudinile lui. Și când nu mai au de unde să dea bani, copilul cade de la înălțimi foarte mari. Da, și apau depresie. Și nu Eu se țin sunt pe propriile mama. picioare. Da. Eu sunt mama fetei care a deja a dat bacalaureatul, da? Și știți că copilul meu avea notele care le merita. Uneori chiar era și mai scăzut. Eu vedeam, mă rog, ca părinte, știți cum, poate și nu eram tocmai. Cum s-ar zice, Perfect. nu apreciam, da, corect, la justa valoare, da? Dar știți că bacalaureatul a pus totul la punct. Și acum copiii care au avut note și mai cu ochi frumoși și mai așa, învață la, mă rog, unii învață. Copilul meu s-a dus, slavă Domnului, Unde a vrut. învață, îi, da. Deci credeți că bacalaureatul e un etalon de corectitudine, de transparență și ca prin sit aceea nu trec cei cu piele, cu rude, cu relații? Nu, eu cred că poate nu chiar perfect și sistema asta, dar este un pas de a expune copilul, știți cum, la justa valoare. Mulțumesc, doamnă, bucuros să citesc autograful dumneavoastră către Ministerul Educației și al Asta Culturii, că le-au comasat. dorim altă, sub Da, formă de sper că au autograf. luat exemplu Nu, bun de la dumneavoastră și alți dacă părinți și sper să auzim mai des astfel de atitudini. da, nu știu dacă au citit sau au răsfoit Manualul. cărțulie. Da. Da, manualul poate e total nevinovat, vă spun, poate fi doar victima unor intrigi între edituri, tipografii și clanuri Poate de și interese de pe la minister, dar poate nu chiar fi cred un că. manual toxic pentru că știm noi ce se folosește prin tipografii, tot felul de cerneluri cu plumb și cu alte chestii periculoase. Dar nu prea are cine să verifice chestia asta și să ne păzească copiii și ne păzească pe noi de pericole. Da, noi vizual nu putem să vedem. Evident. Dar chiar și nici timp nu avem să mergem să Dăm la laboratoare să facem facem nimic. expertize, da, și costă. Statul pentru asta e întreținut din buget, din impozitele noastre, Da, ca să ne din păzească. impozitele noastre. Dar statul se pare că nu prea face treaba. Ținem legătura, așteptăm reacții de la minister și de la alți Da, mulțumesc părinți. care că ați reacționat, da. O zi bună să aveți! La revedere!